Salut, bine v-am găsit la episodul de astăzi. Eu sunt Daniel, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sunt la descărcat, numai că bate vântul pe aici. Nu văd motosivui turistul pe unde e. E dimineață, nu știu cât e ceasul. 7:30. Duminică cu 3 colegi am mâncat toți împreună, am băut și ne-am odihnit. Ce poți să faci duminica? Și un coleg a adus mici de acasă. Erau mici care erau făcuți de casă, deci am mâncat super bine, foarte delicios. Îi mulțumim la colegul nostru. Aici sunt la hala 33, ar trebui să intru, dar am intrat pe ușița asta înăuntru, am lăsat actele și dacă vede cineva, degeaba stau ca fraierul acolo. Mai stau vreo 10 minute, mă mai duc înăuntru și asta e. Vedem. O să vedem. No, cam asta o să fac. Azi două locuri trebuie să descarc la hala 33 și pe urmă 23 sau 21. 21. Și mă duc în Anglia. Din păcate, nu-mi place Anglia, dar n-am ce face asta. Și o să am două încărcări cu o singură descărcare. Mă duc la Pamplona și la Bilbao, dacă mai țin bine minte. No. Și trebuie să fac vama și vama o fac tot la ei acolo, e bine. Asta e un avantaj, că nu o să trebuiască să mă duc la Irun, ci că nici parcare nu e ca lumea acolo una alta. Să vedem. No, începem a doua săptămână, sincer, și duminică am avut impresia că e sâmbătă toată ziua, pentru că când a venit și colegul meu, care era în față cu Volvo-ul, credeam că venise vineri. Fac, bă, ce Dumnezeu? Nu știu de ce am trecut impresia aia că e vineri și uite că era sâmbătă și a trecut foarte repede. N-am apucat să respir, nu mi-am dat seama, te trece foarte repede când te distrezi și când ai și colegi, alți colegi în parcare cu care să mănânci, să vorbești, trece foarte repede. Dar nu, v-am spus, e 7:33, stau 10 minute, mă mai duc pe acolo, bat, nu știu, urlu, clanxonez, fac ceva ca să vină și încă o idee tare era că m-au chemat prima oară la duminică la 11 noaptea. Și fac eu, no, la duminică la 11 noaptea, știți ce se întâmplă? Este că parcarea e plină de spanioli, încep spaniolii să lucreze și e pur și simplu plin și la birou peste tot. Și aia am făcut, i-am zis, bă, vin la 6 dimineața, vin la 6 dimineața și a mers mult mai repede actele și tot. Acum numai că trebuie să am puțină răbdare, că nu au ei un sistem cum lucrează și motostivuitoriștii ăștia. Sper că nu pierd toată ziua pe aici, că am și alte treburi. Dar nu. Știe că sunt aici pentru că nu. Au completat actele și dă, bă, vezi că vine ăla să mă vede, una alta, sunt camere. Deci nu e că vin, cum să zic eu, degeaba. Mă văd. Ei pe mine, sunt camere, dă semnal, dă, telefonează unul la altul, bă, vezi că ți-am trimis un camion, descarcă. Am mai citit din cartea aseară cu Steve Jobs 10 pagini, nu știu dacă vă interesează, dar vă zic și nu, mă tot chinui să o citesc. No, ne vedem când ne-am vedea, când terminăm pe aici treburile. Am reușit, am descărcat, mi-am luat revedere de la colegi, de la dragii mei colegi. Aoleu, ce bate vântul! Și nu, mă duc către încărcare la 160 de km. Ia uși ce bate vântul! We'll be right back.
De tare, colegule! Stai că nici nu eram atent, eram atent la ce fac ăștia. Mai am 88 de kilometri, dar parcă văd că nu o să reușesc să încarc astăzi. Și atunci o să caut un loc de parcare, mă parchez, că e deja târziu, e 6 după amiaza. Și nu, să filmăm pe aici, că nu, e prima oară când vin pe aici. Și e tare frumos. E tare frumos pe aici, bă, e prima oară când vin și îs cu gura căscată, încurc balele, cât de frumos e. Ia uite ce pod e, bă, mi-e frică de înălțime. Aolau! 59 de kilometri până la încărcare, să vedem, mă duc peste ei acolo să văd ce o să zică. 12 ore de amplitudine am, 3 ore ar mai putea, dar să vedem în 3 ore ce o să se întâmple. Ori îmi caut un loc de parcare mai bine. Ce tare, uitați-vă și voi. Tare frumos, tare. Beautiful people. 6:30. Dacă văd o benzinărie ceva, cred că mă parchez. Nu știu ce să fac. Ia uite-i. Ce frumos! Bilbao, here I come, Bilbao! Ia uite, Vaberic! Hai să-i facem cu flash-ul, colegule! Cine știe, poate și colegul tot de acolo s-a încărcat.